Vineri 24 ianuarie, între orele 11 și 12, cu ocazia împlinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române, Muzeul Municipal a găzduit manifestările artistice organizate de Primăria Municipiului Călăraș, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Călăraș și Casa Corpului Didactic Călăraș. Momentele artistice au fost oferite de elevii Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu, Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu, Școlii Gimnaziale Mircea Vodă, Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul, Școala Gimnazială Carol I, Palatul Copiilor și ai grădinței cu program prelungit Țara Copilăriei. Zilei de 24 ianuarie și vreau să invit alături de mine atât gazda Muzeul Municipal Călăraș Florin Rădulescu, merită aplauze, pe domnul prefect, domnul Stoica, vă rog, domnul primar, Ștefan Daniel Drăgulin, și inspectoratul școlar, reprezentat prin doamna Camelia Croitoru. Și apoi o să vă invităm pe voi, pentru că voi ați creat povestea de astăzi. Și vreau ca noi să vă aplaudăm. Bună dimineața, bine v-am găsit. Știți că face multe cetățile să vă aplaudăm la dumneavoastră. Este un moment emoționant, chiar și pentru mine. Bucuros că sunt alături de noi atâția copii. Acest moment este cel care sper să genereze și unire printre, nu numai printre cei care sunt prezenți aici, dar și printre cei care sunt, care locuiesc în toți cetățenii județului Călăraș. Apreciez că sunt copii aici pentru că ei vor fi cei care vor transmite acum încolo emoția activată a momentului și vă rog cu acordul dumneavoastră să citesc mesajul primului ministru al României, domnul Orban. Cu 161 de ani în urmă, românii de pe cele două valuri ale mitopului sărbătoreau împreună îndeplinirea unui ideal drag de generații pașoviste, unirea Moldovei cu țara românească. Unirea mică, cum este numit momentul istoric de la 24 ianuarie 1859, a reprezentat prima etapă în crearea statului unitar român, desăvârșită la 1 decembrie 1918, când a avut loc și unirea cu Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureș. Ce poate fi mai frumos decât pentru o națiune, decât consensul în jurul unor obiectiv vizionar, a cărui împlinire avea să deschidă calea către un stat modern, suveran și independent. Alegerea lui Alexandru Iancuza, în același timp, ca domnitor al țării românești și al Moldovei, a însemnat, cum el însuși spunea, conform relatorilor vremii, nu doar venirea la puterea unui om, ci a unui popor. Avem multe de învățat din exemplul artizanilor Unirii Principatelor. Chiar dacă au existat și voci care se opuneau unificării, din fanurile ad hoc care au precedat unirea celor două principate, a demonstrat dorința de unire a României. Istoria ne-a demonstrat că putem fi puternici ca națiune atunci când ne unește un obiectiv comun. În 1859, puternica apropiere culturală și economică dintre Moldova și țara românească a fost catalizatorul micii uniri. Dezvoltarea și modernizarea statului nou format atunci nu ar fi fost însă posibile dacă respectul pentru lege și pentru binele întregii națiuni nu ar fi existat. Sărbătorirea Unirii Principatelor Române este un bun prilej de reflexie pentru ceea ce ne dorim ca popor pentru viitor, lăsând deoparte diferențele de opinii sau rivalitățile politice. Provocarea actuală o reprezintă dezvoltarea țării în pas cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, reducând decalajele economice sau sociale. Acesta este drumul pe care mi l-am
asumat împreună cu echipa guvernamentală pe care o conduc. În deplin respect pentru lege și pentru binele societății. La mulți ani români, la mulți ani România. Semnează Domnul Victor Orban, primul ministru român. Mulțumim, domnule primar. La mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani Călăraș, la mulți ani Călărășeni. Mă bucur enorm de mult că astăzi am în față atât de mulți copii, atât de mulți părinți, lucru ce dovedește că n-am uitat că suntem români. Vreau să le mulțumesc de asemenea profesorilor și părinților care au venit alături de copiilor. Cei care își uită trecutul numai o identitate. Nu trebuie să uităm înaintașii noștri. Nu trebuie să uităm pe cei care au făcut mica unire, marea unire. Mai mult, cei care au participat în războaie, cei care ne-au adus independența României, cei care ne-au adus întregirea țării și n-au lăsat pe păcătorii să ne ia pământul străvechi și străbune. Este un moment deosebit. Noi, călărășenii, municipiul Călăraș, alături de celelalte orașe și municipii din România, sărbătoresc mica unire. Ceea ce facem noi aici astăzi, dovedește că și noi, călărășenii, nu uităm acest lucru și respectăm trecutul poporului român. La mulți ani încă o dată tuturor, trească România Mare! Bună ziua! Bine ne-am regăsit! N-am pregătit niciun speech, nu știam cum să vorbesc astăzi în fața dumneavoastră și a copiilor. Dar mă gândesc că acest ideal de unire, de la 1600, dacă ne aducem aminte, de când Mihai Viteazu a făcut prima unire a unor principate române, până la 1918, acest sentiment, această idee a traversat sute de ani de istorie românească. A fost și a rămas un ideal. Chiar dacă noi în forma fizică actuală a României, chiar dacă nu mai e atât de mare cum era odată, ea rămâne și trebuie să rămână unire în fiecare zi în inima noastră. Deci, nu trebuie să ne gândim la unire doar așa, pe 24 ianuarie, pe 1 decembrie sau așa în alte zile. Trebuie să ne gândim că sentimentul ăsta de unire trebuie să-l avem fiecare zi. În familie, la muncă, traversăm niște timpuri dificile, să zic așa. Și cred că sentimentul ăsta de solidaritate a cam dispărut în ultimul timp. Lecția pentru cei mici, pentru noi cei mari, asta este. Solidaritatea și unirea trebuie să o avem în inimă fiecare zi. La mulți ani tuturor! E greu să spui lucruri mărețe într-o zi atât de uriașă. Ar trebui să ne gândim cum ne-am simțit noi dacă mâine ne-am unit cu moldovenii de peste tot. Probabil că acele sentimente pe care le vom trăi într-un astfel de moment sunt sentimentele pe care le-au trăit românii cu 100 de ani în urmă. Dacă ne-am unit cu moldovenii de peste tot, sau cu cei care astăzi mai sunt încă în Ucraina. Știți foarte bine ce Bazaconi a putut să spună președintele Ucrainei, care așa se întâmplă când la conducerea unei țări ajunge un artist. Nu se știe când joacă teatru sau când e președinte de țară. Cred că ar trebui să ne imaginăm care ar putea fi sentimentele noastre dacă ne-am dat mâna cu românii de peste tot. Probabil că ar fi niște sentimente care, pe care unii le-ar trăi de prima dată. Am fost cu colegul meu, Damian Drăgulin, de câteva ori în Republica Moldova și vă rog să mă credeți că m-am simțit acasă, m-am simțit acolo ca și acasă. E foarte frumos să auzi peste tot vorbindu-se moldovenește. Moldovenească de acolo, care este mult mai frumoasă și mai bogată decât moldoveneasca din Moldova noastră.
De aceea noi trebuie să stăm cu gândul tot timpul la momentul în care România se va întregi. Că ne întregim sub standardul Uniunii Europene sau că ne întregim prin unificare, important este ca între noi și Republica Moldova să nu mai existe granițe. E dorința pe care o am, e subiectul pentru care încerc să lupt în continuare și pe care, într-o zi, probabil că vom traversa împreună. Și atunci vom simți ce înseamnă unirea românilor sub un singur stat. Vă doresc să fiți sănătoși, să petrecem în continuare mulți ani unirea Principatelor Române, să ne vedem cu bine, la mulți ani România, la mulți ani Tânăraș, la mulți ani tuturor. Dați-mi voie să nu folosesc microfonul, e un defect profesional, sunt convinsă că mă auziți toți. Sunteți frumoși. Și vă mulțumesc că astăzi, într-o zi liberă, sunteți aici. La mulți ani, dragi copii, la mulți ani, părinți, la mulți ani, profesori, la mulți ani, stimați invitați. Nu am să vă țin eu astăzi lecții de istorie, pentru că sunt convinsă că aveți la școală profesori devotați și buni pedagogi care vă pot transpune măcar la nivel de poveste, în timpurile acelea binecuvântate de Dumnezeu, când înaintașii noștri au făcut primii pași spre înfăptuirea României moderne. Dar vreau din suflet să vă reamintesc cuvintele lui Cuza, fără a apunta momentul, ci rugându-vă să fiți atenți puțin la esența acestor cuvinte. Ca în toată domnia mea, voi priveghea la responsabilitatea legilor pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și toată ura, iubind deopotrivă pe cel ce m-a iubit și pe cel ce m-a urât, neavând în fața ochilor mei decât binele și fericirea nației române. Ei, vreau să vă reamintesc că în 2018, Adunarea Națiunilor Unite, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, a declarat ziua de 24 ianuarie și Ziua Internațională a Educației. Aș vrea să puntez acest aspect și vreau să-mi exprim astăzi dorința și încrederea că noi toți împreună reușim să-i facem pe înaintașii noștri mândri că au dat dovadă de curaj, de demnitate, de responsabilitate, de înțelepciune, astfel încât noi să fim astăzi ceea ce suntem. Încă o dată la mulți ani, Dumnezeu să ne poartă în brațele Lui și să fim isteți, inteligenți, să reușim să lăsăm copiilor noștri și ai voștri România aceea pe care toți ne dorim. La mulți ani!